Bună dimineața. Rămânem în scenariul 3, indiferent de situația de urgență sau nu. Situația de urgență este cadrul legal și constituțional care ne dă voie ca anumite măsuri să le putem lua pe repede înainte. Asta înseamnă proceduri de achiziții, asta înseamnă proceduri de angajări în spitale, înseamnă protejarea producătorilor români, precum și măsuri de izolare și restricționare în măsura dinamicii evenimentului. Țin să menționez că avem 159 de cazuri, cu 158 cu 19 mai mult decât ieri, dar aceste cazuri sunt teste aflate deja în lucru de ieri ale celor aflați în carantină din zonele de frontieră. Mulți sunt din carantina celor veniți din Italia. O parte sunt din contactii celor două cazuri, Gerota și Parlament, iar o mică parte sunt cei care vin din Austria, Germania, Spania. Ne așteptăm la o creștere mult de cazuri, majoritatea asimptomatice a celor aflați în carantină. De ieri, după cum știți, și țările care au peste 500 de îmbolnăviri, intră, cei care vin de acolo intră în izolare la domiciliu. Domnule Tătaru, pe de altă parte, spuneați într-o declarație, v-am urmărit, iată, toate aceste declarații făcute în ultima perioadă, că spitalele pot achiziționa aparate de testare pe care să le deconteze ministerul, pentru că știm că a fost o problemă cu aceste teste, nu erau suficiente pentru a acoperi întreaga plajă. În ce fază ne aflăm acum? Ne aflăm în faza de achiziție pe care fiecare spital și-o face. Starea de urgență poate grăbi acest proces de achiziție al aparatului. În acest moment testăm în 8 centre, 3 în București și 5 în teritoriu. Spitalele județene, Direcția Sănătate Publică, cei de la DSVSA care au aceste aparate vor începe și ele să testeze, să lucreze la capacitate maximă. Vrem să mărim capacitatea de testare a populației, păstrând acele elemente de anchetă epidemiologică. Deci cei aflați în carantină vor fi testați la începutul, la intrarea în carantină, la ieșirea cu două teste, a 13 și a 14 zi, cei aflați în izolare voluntară la domiciliu, domnule Tătaru, dar modificare de simptomatologie, vor fi testați și ei. Rămâneți alături de noi, domnule Tătaru. Aș vrea să ne reîntoarcem la colegii mei, Costin Soare și Oana Guran. Înțeleg că sunt noi informații de acolo, sunt noi măsuri care se iau la MEAI, la acel comandament. Costin, Oana, vă ascultăm. Dar, Cristina, dacă ne aude domnul secretar de stat Tătaru, am avea totuși o întrebare. Dacă am înțeles bine, spunea că a existat un caz al unui contact din Parlament, dacă ne ar putea oferi dumnealui ceva detalii în plus despre această situație, despre măsuri. Da. În continuare, avem. Aici sunt întruniri. Da, domnul Tătaru. Avem contacte de al celui din Parlament, sunt atât la Constanța cât și din Hunedoara. Ei sunt internați, starea lor este bună. Mulțumesc. Revenind la ceea ce se întâmplă aici, vreau să vă spun că și secretarul de stat Raed Arafat a ajuns în această dimineață. Întruniri peste întruniri la Ministerul de Interne, se așteaptă și acel decret al președintelui României care va stabili ce se va întâmpla cu starea de urgență în România, care sunt autoritățile care vor lua măsuri și responsabilitățile cum vor fi împărțite până la urmă. Sunt foarte multe lucruri de stabilit și asta se întâmplă în acest moment aici la Ministerul de Interne. Costin, Oana, aș vrea să mă îndrept încă o dată către domnul Nelu Tătaru. Domnule Tătaru, vedem că foarte multe cazuri, foarte multe, în jur de 9 persoane, înțelegem că au fost și vindecate și aș vrea să vă întreb, înțelegem că nu există o medicamentație specifică pentru tratare, nu s-a găsit încă nici acel vaccin. În ce fel sunt acești oameni tratați? Tratamentul este pentru cazurile ușoare și medii simptomatic, pentru cazurile grave și severe intervine și suportul respirator sau suportul cardiovascular în secțiile de ATI. Se testează în acest moment și se aplică la o parte din cazurile grave și tratamentele care s-au aplicat în China sau Italia cu acele antivirale folosite și în infecția HIV. Pe de altă parte, domnule Tătaru, avem în aceste momente consumabile suficiente pentru a face față persoanelor atât în carantină cât și izolate. Am văzut ceea ce spunea ministrul sănătății, dar și domnul Raed Arafat, secretarul de stat, trăgea un semnal de alarmă că, din păcate, nu prea mai sunt consumabilele necesare. Avem consumabile necesare pentru următoarea perioadă, dar aceste tocuri trebuie reîncărcate și atunci
tocmai starea de urgență ne permite să facem aceste achiziții fără a avea o publicare prealabilă sau fără a avea acea perioadă lungă de 45 de zile. Domnule Tătaru, pe de altă parte, iată, și ministrul spunea că ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare la sute de noi cazuri. Din păcate, menționa acest aspect. Suntem pregătiți să facem față acestui lucru? Am văzut personalul medical, practic izolat în spitale. Suntem, repet, pregătiți să facem față acestui val de noi posibile confirmări de COVID-19? Suntem într-o stare de urgență, suntem într-o stare de forță majoră. Acest scenariu până în 2000 de pacienți se bazează pe două lucruri, ca focarele mici să nu confluieze între ele și creșterea numărului de cazuri să nu fie bruscă. În acest moment noi avem peste 14.000 de cetățeni în izolare la domiciliu și 3.000 aflați în carantină. Gândiți-vă că acești 3.000 trebuie toți testați, ei sunt asimptomați și în acest moment, sigur, o parte dintre ei se vor pozitiva, deci numărul de cazuri va crește, dar atâta timp cât cazurile care vor crește vor fi asimptomatice sau vor avea forme ușoare și medii, atunci ei pot fi tratați foarte ușor și locurile în spitale nu vor fi aglomerate. Pentru atunci, că vorbim... cazurile severe... Vorbim, domnule Tătaru, și de situații în care, iată, nu avem simptomele care să ne dea de bănuit. Aș vrea să revenim la lucrurile acestea simple și concrete. În ce fel se poate lua acest virus? Pentru că au existat foarte multe speculații, fake news-uri. Să revenim la lucrurile umane, concrete. Ce se întâmplă? Cum putem contacta acest virus? Transmiterea se face direct respirator și avem contactul direct la mai puțin, o distanță mai puțin de 2 metri, o perioadă mai mare de 15 minute. Transmiterea se face prin strănuți, prin tuse, prin atingeri cu secreții care sunt pe mâini sau pe haine, sau se poate face într-o transmitere de pe suprafețe în care cineva a tușit sau a strănutat pe suprafață. Noi am trecut pe acolo, l-am luat, am dat pe mucoase, ochi, nas, gură și transmiterea s-a făcut. Rămân valabile în continuare mai accentuate în aceste momente, fiindcă aceste surse sunt mai multe, acele reguli de igienă. Ne spălăm cu apă și săpun. Domnul Tătaru, dacă îmi permiteți o întrebare, vă rog. Vă ascult. Avem în acest moment 9 persoane vindecate. Ce se întâmplă cu acești oameni, acești români? Sunt în continuare monitorizați? Pentru că vă pun această întrebare gândindu-mă la situația din China și din alte țări unde au existat reinfectare. Ce se întâmplă cu cei care au fost vindecați? Cei care au fost vindecați rămân într-o monitorizare la medicul de familie, tocmai pentru simptomatologie și pentru a ne putea face o procedură și un protocol pentru ce se întâmplă după, tocmai pentru cei care ies în această situație. Domnule Tătaru, pe de altă parte, haideți să ne referim și la personalul medical, pentru că au existat și aici foarte multe informații. Aceștia au fost și ei confirmați, unii înțelegem cu sau suspecți. Mai mult decât atât, au existat și niște demisii. Aș vrea să clarificăm un pic situația și în ce fel, iată, până la urmă, statul asigură buna desfășurare a activităților medicale. Purtarea echipamentului de protecție, cât și o anamneză corectă, o evitare a contactului nepregătiți cu un pacient pe care suntem anunțați că are infecție respiratorie superioară, poate preveni și aceste lucruri. Vedeți cazul de la Cerota, în care cu bună credință și cu profesionalism medicii de acolo au tratat un bolnav care a omis sau nu a vrut să ne dea niște relații, a dus la aceste cazuri. Adică, domnule Tătaru, în prima fază, cred că ar trebui să avem cu toții grijă de medicii noștri, care, din păcate, iată, vedem că sunt totuși în număr foarte mic, cu greu fac față la ceea ce se întâmplă în toată țara. Aceștia înțelegem că mulți sunt izolați în spitale. Am văzut ce se întâmplă la Victor Babeș aici, în București. Aveți informații cu privire la aceste lucruri? Da, medicii, în general, trebuie să aibă o atitudine proactivă și foarte precaută. Suntem puțini și eu sunt medic, sunt chirurg și tocmai din acest motiv noi am interzis toate conferințele, toate întrunirile științifice între medici.